Mulțumesc, Ioana Gurulescu, mulțumesc, Radu Părăschirescu. Obligatorii și multe, multe mulțumiri Adrian Părăschirescu, care a asumat transcrierea scrisorilor, lucrul împreună cu Ion Bianu și, de asemenea, Monei Antofi, redactorul antitră al seriei Matei Călinescu de la Humanitas. Sper că sesiunea de autografe cu Ion Bianu nu se va lăsa mult așteptată, așa cum v-am promis, poate o lansare la Humanitas Cismigiu. Voi încheia lansarea prefațând, de fapt, momentul următor, următoarea lansare din standul Humanitas cu echipa România Te Iubesc. Ne facem bine, se va chema lansarea și cartea pe care o lansăm, citind un scurt fragment dintr-o epistolă a lui Ion Bianu către Matei din noiembrie 78, deci din urmă cu 41 de ani. Dragă Matei, chiar azi am expediat prin avion cele trei cărți pe care mi le-ai cerut. Sper să le primești în curând. Cu Girard progresez și eu și sper ca în următoarea scrisoare să-ți comunic ideile mele. Vedeți, este exact dialogul intelectual, schimbul de idei și de cărți al celor două. Sar câteva rânduri. Aproape aș fi tentat să strig Ceaușescu se moa, pentru a sublinia în ce măsură apariția acestui penibil maimuțoi și în același timp șmecher și cretin a fost posibilă din cauza tuturor slăbiciunilor și gravelor defecte de caracter ale românilor. Ca doctor, mă întreb dacă mai e ceva de făcut pentru acest bolnav care e țara. Când am plecat, aveam un soi de dezinteres disperat, o dorință să uit, să mă deznaționalizez. Acum îmi dau seama că nu se poate, e o chestie de identitate și încep să-mi repun întrebări, să reformulez speranțe. Uneori fantazez că voi ieși la pensie și mă voi duce să-mi petrec ultimii ani în România. O Românie schimbată, veselă, grădină. Să sperăm că ne facem bine titlul cărții pe care o vom lansa aici în standul Humanitas. E un titlu nu doar optimist, ci și un titlu care să descrie o realitate. Să sperăm că ne facem bine și că visul lui Ion Bianu de acum 41 de ani va prinde un pic mai mult contur. Vă mulțumesc!